9 cu 23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se nepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dar nu oricum, ci din dragoste, din dragoste pentru el și din dragoste pentru cei din lângă noi. Amin. Golgota noastră e mai mică și crucile sunt mai ușoare. Să poți purta fără de frică povara răstignirilor pe cale. Noi nu plătim cu chin la nimeni, iar suferința nu desparte. Pălesc doar jalnicele chipuri ce merg trudite către moarte. Și nu e preț pentru păcate purtarea crucii, nici blestem. E calea bună către moarte, când firea țintuie pe lemn. Când duci o cruce, nu pretinde că porți povara celorlalți. Sub cruce, patima se stinge, iar cei aleși sunt mai curați. Murim pe cruce mai ușor când știm că toată agonia aduce în suflet sfântul dor de a fi îmbrăcați cu veșnicia. În urma dârelor de cruci rămâne semnul de credință, că poți poverile să-ți duci și te îndrepți încet spre biruința. Acel ce crucea îi refungă și vrea să aibă drum ușor, cum poate în ceruri să ajungă când patimile numai răstignite mor? Hristos a dus către Golgota întreaga vină și ne-a scos din iad, iar așteptarea Lui este acum a noastre cruci.